Salutare tuturor, sunt Soul și bine ați venit la un nou episod, o nouă serie, o serie care nu mă așteptam să fac prea curând, Match in 2 Raw oficial, serverul nou TBD, nu știu ce mi-a venit în cap, dar într-o seară mi-a venit un chef nebun de oficial, de un server hard, cum ar veni, da, să-mi dau jos brățara că se aude foarte ciudat când dau cu ea de masă, am mai observat în câteva videoclipuri și... Acesta este un videoclip mai mic, așa mai, adică mai mic, un let's play în care o să prezint ce am de gând, ce fac, ce nu, chestii și să vă spun că m-am apucat în principal. Deci nu o să fie, o să fie o serie asta mai rară, deoarece nu vreau să fac acum bad match, nu stau închei videoclipul și după aia filmez cum bad mobi aici, după aia mai găsesc al match în iar filmez. Să fie oarecum o mică evoluție și ceva de făcut interactiv în fiecare episod. Asta m-ar interesa pe mine în mod special. Joc de vreo câteva ore, nu știu exact câte. Am făcut, pornind de la 0 fără niciun item, am făcut level 9 și ceva. Cu fără argintul comod, așa, era misi să mi se stingă monitorul. În fine, și câteva misiuni. Am misiune acum să mă duc cu nunta, pachetele astea. Pachetele așa. Așa, asta, da. Știu chestia asta. Misiunile le știu, le-am făcut de sute de ori. Deci n-ar trebui să fie o problemă prea mare. Să vedem noi cum rezistăm. Am mai bătut un match, dar nu mi-a picat carte. Da, văd că nu pică cărți, cred. De acum. Și o să mergem să ducem misiunile și să... Ce să facem noi, nu știu, vedem. Ăsta nu e caracterul meu principal, ăsta e farmerul. Deci să înțelegem, am 3 caractere, un buff, nivelul 1, buff, sau fiecare cum îi zice, cum e învățat și cum am auzit. Un buff și sura mea și principalul meu caracter, care o să-l vedeți probabil în următoarele câteva let's play-uri, nu așa prea curând. O să rămână un mister ce caracter o să fie, încă nu știu. Dar o să fie de PvP, ăsta PvM și șamanca pentru PvP, PvM, buff, tot ce înseamnă chestiile astea. Haideți să mergem să începem misiunile, să facem și nivelul 10, să putem să revenim aici pentru a crește. Am luat-o și cu misiunile de nivel să le fac odată cu creșterea caracterului, deoarece sunt cel mai bine. Am aflat de ceva timp că s-a deschis serverul, dar... Nu știu cum să spun, nu vroiam, adică nu am aflat direct, pac, acum s-a deschis. Deja crescuseră ceva, 60 nivel, nu-mi convenează, că n-are rost. Și n-a știu că a fost event cu mingi, că chiar vroiam să mă apuc dacă știam că e event cu mingi. Acum mi se pare că s-a terminat, mie nu mi-a picat nicio minge. Vedem ce zice întâi misiunea. Așa, chitanță pentru, sau notă, ce naiba a fost. Nici nu am în inventar. Să terminăm misiunile, să vedem ce care avem altele noi. În fine, 72 de mingi, mingi de aur. Deci chiar deschideam mingi de aur dacă știam că sunt, pentru citit concentrat. Chiar mă interesa să citesc, să iau mingi de aur pentru a crește skillurile, dar n-am știut. Cu altă ocazie, asta este, nu am ce să fac. În fine, haideți să revenim la subiect. Asta e farmerul meu, Sora, pe care o să-l fac 35, dar o să ne vedem noi pe la nivelul 20 după, la următorul let's play. O să apară din câteva în câteva zile, 3-4 zile, let's play cu el, până când o să necesite sau o să trebuiască să am ceva de arătat în fiecare episod pentru a face episod nou. O să continui și seria cu Calliope. Cum să nu continui? În satul următor? Ok. O să duc. Dar întâi să vedem ce... Am adus pescarul. Atât. Vorbește cu gardianul orașului. Ok. Hai să mergem la nunta fiicei aici în față. Ar trebui să mergem. Mă...
Mă, trebuie să mergem în următoarea mapă neapărat. Și mi-a picat un clopot. Unde e clopotul ăsta? Ia, băi, ești nebun. De ce n-ai picat, frate, și tu cu ăsta 12 inteligență? Întreia și mie pe buff, îl vindeam. Și următorul item la câteva intervale, câteva secunde a fost sabia asta. Și am fost ceva gen, wow, de ce nu putea să fie clopot? Chiar vroiam clopot. Am făcut nivel 10, 5.000 de puncte, 2K. Hai să terminăm noi misiunile aici. Avem la son sau la ce? La bego ăsta. În fine, avem 21 de K. O să fac sabia asta plus 4, dacă reușesc. Dar nu cred că o să reușesc. Hai. A ficat-o deloc, da. Ok. Și să mergem să vindem noi toate itemele de aici. Armura o lăsăm, cred că plus 3, nu știu. Scutul plus 2, coiful plus 1. Trebuie să le upgradăm puțin acum. Pentru ca să stau de un elicopter, da. A, și deschiderea cufărului ucenic. Hai să vedem. Cufărul ucenic 3. Deci, stai să vedem. Valoarea atacului plus 10. Ce? Licoarea atacului. Elixir, medalia dragonului, asta. Elixirul ăsta. Asta e ceea ce spune el. Și ai la capitan, a, trebuie să fie o zi aventurier, în fine. Ce trebuie să facem aici? A, ne explică el câteva chestii. Povestea, cum ar veni. Dar noi cum o știm și majoritatea o știm. Mă, dar ce nu trimite toată lumea mapa, cealaltă mapă? Ce pot să fac eu acolo, la nivelul meu? Cred că n-aș putea să fac nimic. Decât să bag la amazoanele alea din mapă. Scrisoarea la Ferrari, trebuie să duc scrisoarea. Întoarce-te la Bego. Caută-l pe muzician, am și cealaltă. Scrisoarea, Mister Sfânt. Mistreț flămând să fie. Pentru că alfa albastru l-am căutat după el până nu știam ce mai e cu mine. Hai să aruncăm noi tot. Așa. Și asta. Trebuie să ne luăm niște licori. În principal nu mai avem licori. O să luăm noi cât de curând. Sper să nu-mi trebuiască blana aia care am aruncat-o. Dacă nu mai facem noi rost de ea. Și cam puțin de pe solița asta pe aia și mă așteptam la mai mult. Dar nu-i problemă. Asta e 200 de K. O păstrăm. Aruncăm ghilotina și asta. Și arcul, dai bun, un K și asta zim că tot un K. Cufărul argintiu 1K, jadul 1K 800, rătul 100 de K. Deci e bine momentan. Haideți să vedem ce putem rezolva cu upgrade-ul. Sunt tare curios. Hai să dăm până la plus 3 momentan. Plus 3. Na, eșuat. În fine, deci o să revenim cu sabia asta. Ea. Mamă, și ne-a scăzut puțin banii. Să facem noi plus 3. Hai, te rog, plus 3 măcar. Așa. 41-45, un damage destul de bun. Hai să-i dăm și plus 4, cum am enervat. Deci avem o sabie plus 4. De nivel 10 o să o păstrăm. Noi are și 3 bonusuri. O să o păstrăm ceva timp, deoarece nu avem alta. Să putem merge map 2. Dăm armura la plus 4. Mersi. 36 și cât ne-ar da? 42, nu merită pentru că nu avem destui bani. Scutul vreau plus 3, dar întâi să dăm coiful la plus 3. Mersi. Fă și scutul plus 3. Ce certul la plus 4. 5K. Mersi, mersi, mersi. Rămân dator. Deci cred că putem să mergem. Am dan și păpuși de vânt. Cred că putem să mergem lejer noi. Să bătem la Amazone mapa următoare. Map 2.
Lejer. Nu chiar lejer, nu avem PV deloc. Ce avem un colier, un asta. Deci nu e cine știe ce. Avem 100 apărare în cap și 102 atac. E ok. E ok pentru nivelul ăsta. Haideți să facem noi aici misiunea de nivel 10 cu, le zice, cu mistreții, flămânzi roșu. Mistrete. Vreo 10 bucăți, adică 3 grupe și din a 4-a 1. Nu o să fie, cred că, o problemă destul de mare cum a fost cu lup flămând alfa-albastru, doamne. Parcă ăla l-am avut. Că mi-am mâncat zilele, am căutat, am bătut vreo 30 de aia în 45 de minute, cam așa. Mistrez roșu, roșu. Mistrez roșu, da, și ca de obicei au ăștia mantii, au cumpărat după net. În fine, nu o să discut despre așa ceva acum, pentru că subiectul cred că îl știe toată lumea. Loresa. Hai să continuăm cu mistreții ăștia, decât 3 bucăți avem aici. Amazonele ăștia. Amazoanele, de fapt. Cred că o să le bătem noi. La nivelul 15 o să vin eu aici, dacă o să rezist. Din numai map 2. Nu știu dacă o să rezist. Haideți să vrem mistreți. Mistreți roșu ne interesează. Haideți să bătem o grupă. Au. Cam greu. Ținem cont că nu avem nici licori. Nu zic că nu ne dă experiență destulă, dar le bătem foarte greu și nu se merită. Așa, haideți să continuăm cu misiunea asta, care tot o încercăm noi de ceva timp. Mistress Flămând Roșu, o să ne mai trească încă două grupe în afară de ce am găsit până acum. Sper să mai găsim noi încă două grupe, oare? O să vedem. Bătem și lupii ăștia. Mă, da, dau ăștia ceva, mă, n-au să joacă lupii de nivel 16. Și o să trească să facem în principal, poate facem medalii, o să vedem. Și o să trească să facem, în afară de medaliile 11 care să ne trească, o să ne trească încă, cum le zicem, am un lapsus. Nu, ce vreau să spun? A, da. Oul acela pentru maimuțica. 300 de K, am auzit că este, plus 100 de K să-l deschizi. Deci, 400 de K. Și o să ne facem maimuțica. Am încă două grupe de mistreți roșii, nu găsim. Încă un băiat care are, nu știu, nu fishbot, că fishbot era parcă de pescuit. Normal, așa ar trebui să fie. Dar are, nu știu, de adună mobi, în fine, nu contează ce are. Nu vine, parcă știam Bobo sau nu știu cum le zicea. Încă o grupă. O să ne iasă încă o bucată de asta de mistreți. Încă un mob. Și nu-l găsim noi pe aici. Salut, prieteni, vină puțin să spun ceva. Îmi trebuie și pentru misiune. Mistreți Flămând Roșu. Nimic. Din păcate nimic. Continuăm călătoria noastră. Și în principal o să avem cel puțin un videoclip pe zi, după cum ați văzut. În ultimele zile m-am ținut de cuvânt cu un episod pe zi și două când o să pot să filmez. Când o să am filmat, o să pun și două videoclipuri pe zi, dar în principal unul o să fie, nu contează cu ce e, asta se vede pe parcurs cu ce este, dar unul pe zi o să fie 100%. Nu găsesc eu. Nu cred că am plecat greșit. Nu văd nimic. Hai să vedem, poate s-au spanat la loc. Facem o tură pe la biologă pe partea aceea și după dacă nu mergem map 2. Dar nu se știe dacă o să mai prindem map 2 pentru că o să trească, o să închei și episodul. Dar vreau înainte să găsesc încă mistreț flămând roșu. Să nu închei așa, fără să termin misiunea. Poate mulți dintre voi sunteți curioși ce pică are. Și pentru cei care joacă aici, puteți să mă adăugați la prieteni pe acest caracter. Mai vorbim, mai discutăm
Cei care aveți Skype-ul, știți și Skype-ul. Și aveți în descriere și Facebook-ul meu, în caz că nu mă găsesc online. Să-mi dați numele și o să vă caut eu, dacă nu. Nu știu, ne vedem, poate ne strângem o comunitate aici destul de măricică. Nu pot să spun măricică, pentru că nu am cum să spun. Nu sunt în măsură. Dar poate ne adunăm câțiva prieteni să jucăm aici. Și va trebui să facem și armată, da? Da. Asta e cel mai... Uitați, aici mistrețul. Cel mai important momentan lucrul ăsta l-aștept, armatul, pentru ca să pot să mă duc map 2 la meține mai lejer. Hai, și am făcut și misiunea. Sarcină 10 și așa, licoare roșie și... Deci licoarele care le avem aici, în fine. Să băgăm noi punctul. O să bag 1 PV, 2 PM și o să bag din când în când și un atac. Pentru că o să fac full inteligență, după aceea o să le mixez între atac și PV. O să văd eu. Păi, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Sper că vă place seria și o să fie urmărită și sper să ne întâlnim aici să discutăm, să jucăm împreună. Eu am fost Soul, nu uitați să ridicați o mânuță dacă vă place ceea ce fac și dacă vă plac videoclipurile și seria, să mă susțineți și să continui ceea ce fac și ne vedem la următorul episod.